În fiecare an, evocarea poetului Mihai Eminescu la 15 ianuarie a căpătat diferite forme, luate pe ansamblu acțiunile culturale dedicate celui ce a scris Luceafărul, intoxicând efectiv spațiul cultural și mass-media giurgiuvean. Asta și pentru că multe inițiative legate de 15 ianuarie nu au putut scăpa de suficiență și festivism, într-un mediu în care se pune la cale pentru că este obligatoriu și nu pentru că ar fi ceva de spus. Astăzi, Centrul Cultural Ion Vine a reușit un eveniment deosebit care să ne-l amintească pe Eminescu, printr-o întâlnire cu personalități care au ce spune despre poezie și despre poeți, vorbind despre cei din urmă ca despre oameni. Șocul intelectual e de preferat comodității, prin urmare aleg a doua variantă. Și anume am să încep prin a vă spune că nimeni nu trebuie să-și închipuie că lumea literară e pavată cu petale de flori, de trandafire. Niciodată n-a fost așa și cu nimeni. Eminescu a avut enorm de multe probleme în a se impune. Mâine avem un spectacol. Mâine? De obicei la seara. Da, e mâine dimineață. Știți, ca să vină elevii, să vină liceenii. Era mai bine să-l pune seara. De ce? Fiindcă în biserică, ziua începe seara. Voi trebuie să vă pregătiți pentru ziua ce va urma. Și dacă au venit dimineață, înseamnă că s-au pregătit de cu seara. Cum mai sunt elevii astăzi? Știu eu, probabil tot așa cum erau când erați dumneavoastră la Cernăuți. Deja prieten al Giurgiului și al giurgiuvenilor, actorul Eugen Cristea și-a respectat o promisiune făcută în luna decembrie, revenind la Giurgiu alături de Tică Lumânare. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Unul tânăr înfășurat în mantam, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cap, suferință tu, dureros de dulce. Trecerea lui Eminescu prin Giurgiu și legătura poetului cu urbea noastră de cândva a fost un alt subiect luat în discuție de participanții la întâlnire. Iată, Eminescu este semnalat în vara anului 1867, la 17 ani, aici, la Giurgiu. Ce l-a determinat să aleagă Giurgiu? Poate mi-am explicat prin cercetările pe care le-am făcut foarte mult timp, care au rodit în final o carte care marchează trecerea lui Eminescu prin Giurgiu, mi-am explicat faptul că poate a fost atras de Dunăre. Și pentru că nu se putea ca versurile lui Eminescu să nu fie evocate prin muzică clasică, romanța a fost prezentă prin soliștii Mariana Simion și Nelu Chiripuci. Aplauze și entuziasm, dar și emoție pe durata acestei frumoase întâlniri. Și mai ales speranța că tinerii din sală se află la locul lor, la un eveniment neregizat ce merită felicitări.